Lucrările simpozionului internațional de teologie au continuat astăzi în sala Conventus a Palatului Patriarhiei Române. Evenimentul este organizat de Sectorul Teologic Educațional al Patriarhiei în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte. Programul a început cu partea a doua a sesiunii a patra de comunicări, intitulată Biserica Familia Spirituală a Românilor de pretutindeni, mijloace de comunicare și comuniune între România și diaspora română moderată de părintele Florin Marica, director coordonator al proiectelor Alege Școala. Primul referent a fost preasfințitul părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, care a prezentat tema Pastorația românilor ortodoxi din peninsula italică, începuturi, exigențe, continuitate. În continuare, Părintele Arhimandrit Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte, a susținut referatul pe drumul Damascului, pelerinajul la locurile sfinte, ca mijloc de pastorație modernă. Ultima comunicare din cadrul acestei sesiuni a aparținut părintelui Gheorghe Costea, preot al comunității ortodoxe române din Siria și Liban, care a vorbit despre pastorația românilor din Orientul Mijlociu. Referatul pe care l-am prezentat astăzi se referă exact la comunitatea noastră și la provocările pe care le-am întâmpinat în misiunea de a păstori această comunitate. Cu toții știm că situația în Orientul în Mijlociu este una instabilă nu numai de acum, ci în cursul istoriei a fost una instabilă, iar în ultimii ani, mai ales în Siria și Liban, în comunitatea noastră, a devenit. Una am putea spune chiar periculoasă, fiindcă războiul civil ce a afectat întreaga Sirie, dar și instabilitatea economică din Liman a făcut ca mulți din românii noștri să ia în considerare și chiar foarte mult să pună în practică ideea de a reveni în țară, de a se retrage aici. Într-adevăr, provocările. Pe care le-am întâlnit în cadrul acestei comunități au fost unele cu totul speciale, cu totul diferite față de comunitățile ortodoxe românești din alte părți ale globului, din Europa Occidentală, America sau Australia. Însă, lucrul pe care aș vrea să-l subliniez este faptul că românul, oriunde s-ar afla, chiar și. Într-o țară islamică, cum este Siria, cum este, sunt cele mai multe țări din Orientul Mijlociu, dorește și simte românește. Adică își dorește să-și păstreze identitatea culturală, identitatea religioasă. Iar acest lucru ne-a făcut ca să ne aducă oarecare alinare în timpul păstoririi, faptul că românii au dorit să fie aproape de noi, să ne susțină, în ciuda condițiilor vitrege de păstorine. A cincea sesiune de comunicări intitulată Educația și pastorația copiilor și tinerilor ortodoxi în diaspora română a fost moderată de conferențiarul Adrian Lemeni. În cadrul acestei sesiuni au luat cuvântul părintele Florin Marica, părintele Sergiu Vlad, preot al comunității ortodoxe române din Turcia și părintele lector Liviu Barbu, care a prezentat referatul Credință, Tradiție și Modernitate în diaspora românească. Referatul pe care l-am prezentat în cadrul Simpozionului Internațional de Teologie s-a intitulat Contribuția proiectelor educațional catehetice în promovarea credinței românilor de pretutindeni. În acest sens, am evidențiat eforturile pe care biserica le depune pentru a asigura liniștea, echilibrul emoțional și motivația interioară a copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Cu ocazia plecării unuia sau mai multor membri ai familiei la muncă în străinătate, familia trece printr o perioadă de criză. Cei mai afectați sunt copiii, care devin vulnerabili emoțional, nu mai sunt interesați de școală, au probleme de integrare socială și se află sub riscul abandonului școlar. Prin proiectele pe care le desfășoară, Biserica își propune să aducă un strop de bucurie în sufletele copiilor, acolo unde lipsește afectivitatea părintească, atmosfera de familie, minimul decent de trai și educația nu există bucurie mai mare decât să faci fericit un copil care este privat de dragoste părintească. Biserica, prin valorile autentice pe care le promovează, sădește motivația educațională în sufletele copiilor și îi ajută să depășească provocările la care sunt supuși în cadrul societății contemporane. În partea a doua a zile a fost programată ultima sesiune de lucru intitulată Cooperare stat-biserică pentru Comuniunea Românilor de pretutindeni. Aceasta a fost moderată de părintele profesor Nicușor Beldiman, consilier patriarhal, coordonator în cadrul sectorului teologic educațional al Patriarhiei Române. În cadrul acestei sesiuni au fost susținute referate cu teme precum Comunitatea Românilor Ortodoxi din Diaspora, semn al mărturiei creștine în context european, implicațiile actuale ale misiunii și pastorației în comunitățile ortodoxe române din Europa Occidentală, unitate și responsabilitate în diaspora ortodoxă, o analiză din punct de vedere canonic.